Ca să începem? Bună ziua! Mulțumim că ați onorat invitația noastră. Astăzi, în cadrul conferinței, vom prezenta două rapoarte ale Asociației Promolex. Vom prezenta raportul privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană în anul 2019, iar colega mea, Nicoleta, va prezenta raportul NADO 2018, raport de evaluare 2018-2022, iar perioada de evaluare 2018-2019. Acestea fiind spuse, voi începe eu raportul privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, anul retrospectiv anului 2019, chiar dacă începând cu aprilie 2015, structurile de securitate din stânga Nistrului au interzis accesul Asociației Promolex regiunea transnistreană. Oricum, noi am continuat să monitorizăm, am continuat să oferim asistență juridică, de la distanță, iar ca rezultat acestor monitorizări ne-am asumat să elaborăm rapoarte, analize privind situația reală a drepturilor omului din stânga Nistrului. Acest raport a fost elaborat cu suportul National Endowment for Democracy în cadrul programului Drepturile Omului al Asociației Promolex. Ținând cont că problemele care se confruntă locuitorii regiunii transnistrene sunt niște probleme sistemice, în mare parte nu sunt limitate în timp, Promolex și-a asumat cumva angajamentul să elaboreze astfel de ediții periodice în care fie rapoarte semestriale, fie rapoarte anuale, în care să prezentăm cumva consecvent evoluția angajamentelor între Chișinău și Tiraspol, să prezentăm cele mai importante probleme de drepturile omului din stânga Nistrului, dar în același timp să analizăm cele mai importante evenimente și acțiuni ale actorilor importanți în problematica transnistreană. Aici vorbim despre autoritățile constituționale de la Chișinău, autoritățile Federației Ruse, organizațiile internaționale și, în ultimul rând, acțiunile și comportamentul administrației de la Tiraspol. Structura raportului cumva și-a păstrat, acest raport și-a păstrat structura anterioară. Am decis de asemenea să analizăm, ca și în ultimii 3 ani de zile, să analizăm cele mai importante evenimente și să încheiem cu o analiză cele mai importante drepturi care au fost încălcate în această perioadă, în anul 2019. Referitor la autoritățile constituționale de la Chișinău, putem spune că acest comportamentul lor nu s-a deosebit esențial de anii trecuți. De asemenea, și în acest an, autoritățile de la Chișinău au încercat în mare parte să stopeze sau să tempereze acțiunile arbitrare ale administrației de la Tiraspol. Mai mulți sau mai puțin le-a reușit, însă observăm în acest raport că aceste măsuri nu au fost în măsură, majoritatea cazurilor, să stopeze abuzurile, pentru că marea lor majoritate, aceste abuzuri se repetă ani de zile și locuitorii regiunii transnistrene, locuitorii zonei de securitate, continuă încă să întâmpine foarte multe probleme. Un simplu exemplu, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control a sesizat peste 90 de incidente în această perioadă. Aceste incidente se referă, de fapt, ca și în anii precedenți, la instalarea abuzivă de posturi mobile de vame și grăniceri, se referă la exerciții militare, se referă iarăși la blocarea observatorilor militari și alte măsuri care sunt îndreptate împotriva sau sunt îndreptate spre restricționarea libertății de circulație. Autoritățile Federației Ruse și în această perioadă și-a păstrat influența în teritoriul din stânga Nistrului, o influență decisivă. Această influență este reflectată în mare parte datorită la 3 criterii care pe parcursul anilor au fost confirmate și de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În primul rând, o influență militară. Aici vorbim despre exerciții militare, vorbim despre implicarea grupului operativ al trupelor ruse în anumite acțiuni care se pretind a fi patriotice sau educative. De asemenea, despre o influență politică și, în mare parte, ne referim la vizitele oficialilor ruși în acest teritoriu, unde mai nou au
fost decorați chiar și de către oficialii ruși, au fost decorați și militarii din structurile paramilitare locale. Și nu în ultimul rând vorbim despre un ajutor, un suport, de fapt, necondiționat economic, care a continuat și în anul 2019. Administrația regiunii, după cum spuneam, și în această perioadă și-a continuat abuzurile și acțiunile unilaterale, care în marea lor majoritate sunt acțiuni nejustificate și contrare standardelor și spiritului drepturilor omului. După cum vă spuneam, sunt foarte multe cazuri documentate, dar mai mult ca atât din cauza teritoriului închis și a unui teritoriu izolat, foarte multe dintre ele rămân în afara spațiului public. Mai mult ca atât, în această perioadă, administrația de la Tiraspol a încercat să se extindă și pe plan extern. Aici vorbim despre o colaborare, dacă putem spune așa, cu autoritățile Federației Ruse, pentru că în ianuarie 2019 administrația regiunii de la Tiraspol și-a deschis o pretinsă reprezentanță la Moscova. Această reprezentanță a fost, șeful acestei reprezentanțe a fost numit Leonid Manakov, care în următoarele luni, pe parcursul anului 2019, a avut acces la mai multe tribune internaționale. Această persoană anterior a fost chiar angajată în structurile de forță de la Tiraspol, dar și cu ajutorul organizațiilor societății civile din Federația Rusă, a avut acces la tribune internaționale unde a avut anumite discursuri și mesaje manipulatorii care au fost, sau de fapt sunt în contradicție cu constatările și a Curții Europene și a raportorilor independenți care au avut vizite în ultima perioadă în acest teritoriu. Și în ultimul rând, probabil cea mai activă activitate, cea mai vocală activitate a avut-o organizațiile internaționale. Aici vorbim în mare parte despre instituțiile specifice ale Consiliului Europei, pe de o parte Secretarul General, pe de altă parte Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În această perioadă, aceste instituții au transmis mesaje extrem de clare despre situația drepturilor omului în stânga Nistrului. Pe de o parte, Secretarul General a reiterat pentru a câta oară necesitatea și imperativitatea de a monitoriza teritoriile, zonele gri, inclusiv așa cum este și regiunea transnistreană. Iar pe de altă parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat în această perioadă 16 hotărâri în 34 de cauze. Aici ar trebui să fac o remarcă, pentru că din aceste 16 hotărâri și 34 de cauze, 15 hotărâri aparțin Asociației Promolex, respectiv 32 de cauze. Mai mult ca atât, în aceste hotărâri, Curtea Europeană a constatat încălcări grave ale drepturilor omului, în mare parte dreptul la libertatea și siguranța persoanei, dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente și în primul rând, cel mai des drept încălcat este lipsa remediilor efective. Cu alte cuvinte, oamenii din acest teritoriu sau persoanele care se confruntă cu abuzurile administrației de la Tiraspol nu au la îndemână anumite pârghii sau anumite mecanisme eficiente prin care să-și poată proteja drepturile lor. Mai mult ca atât, în această perioadă, Curtea Europeană a comunicat alte 11 cauze și iarăși o remarcă, în aceste 11 cauze comunicate guvernelor de la Chișinău și de la Moscova, 5 dintre ele aparțin sau sunt gestionate de către avocații din cadrul Asociației Promolex. Aceasta, prima parte a raportului, se referă mai mult la o retrospectivă a celor mai importante evenimente din stânga Nistru, celor mai importanți actori care trebuie și pot să promoveze și să apere drepturile în stânga Nistrului. Iar a doua parte a raportului, noi am decis să facem o analiză a celor mai încălcate drepturi pe care le-am identificat noi în această perioadă. Aici vorbim în primul rând despre dreptul la libertate și siguranță, dreptul persoanelor de a nu fi private ilegal de libertate. În acest sens am făcut o analiză a pretinsului sistem de justiție local, suplimentar am făcut și o analiză a cadrului normativ local pentru a observa unde
care sunt problemele și de ce atât de mulți oameni sunt privați de libertate. Am început, în primul rând, ca și punct de reper, sunt hotărârile Curții Europene în cauzele Ghelașcu din anul 2004 și ulterior, cea mai recentă cauză, cauza Moser, care au stabilit foarte clar că acest sistem de justiție local nu poate fi apreciat, nu corespunde standardelor Curții Europene, iar oricare detenție dispusă de către aceste instanțe judecătorești locale sunt a priori ilegale. Mai mult ca atât, am identificat și în acest cadru normativ local anumite lacune care practic stimulează rata înaltă de încarcerare în regiunea transnistreană. Această rată de încarcerare este demonstrată, de fapt, prin anumite cifre care vorbesc de la sine. Și am să dau citire pentru că sunt reprezentative. Spre exemplu, din totalul din 521 de demersuri de aplicare a arestului preventiv au fost admise de către judecători, în total 503. Deci rata de admitere a acestor demersuri de aplicare a arestului preventiv este de 96,5%. Ca și comparație, pe valul drept, trebuie să recunoaștem că nu este situația mai bună. Rata de încarcerare este de 93,5%, însă oricum vorbim despre o rată extrem de înaltă a admiterii demersurilor preventive. Mai mult ca atât, este o altă cifră, poate și mai reprezentativă și mult mai evidentă despre problema arestelor preventive, este vorba de rata de admitere a demersurilor de prelungire a arestului preventiv. Dacă din numărul total de 1.289 de demersuri privind prelungirea arestului preventiv au fost admise cu 1.288. Deci doar unul singur a fost respins. Deci avem în genere o rată de 99,9%. Nu cred că am mai văzut undeva astfel de rate referitor la aplicarea arestului preventiv, mai mult ca atât în contextul în care organizațiile internaționale sau mai ales Curtea Europeană spune foarte clar că există o prezumție a libertății. Deci trebuie să fie aduse foarte multe probe, dovezi ca persoana să fie privată de libertate. Mai mult ca atât spuneam și anterior, este vorba despre un sistem judiciar absolut local, absolut ilegal. O altă problematică care am identificat este dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente. Aici discutăm despre situația, în mare parte, a locurilor de detenție din regiunea transnistreană și statutul lor, ținând cont că aceste locuri de detenție nu fac parte din sistemul penitenciar constituțional al Republicii Moldova, le putem califica ca și instituții private. Mai mult ca atât, dacă vorbim de conceptul de tortură, care este un fenomen extrem de complex, unde uneori îl observăm chiar și pe malul drept, în regiunea transnistreană acest concept practic nu este nici măcar discutat. Mai mult ca atât, am identificat și probleme în cadrul legal local, unde conceptul de tortură nici măcar nu este definit, așa cum spune standardele internaționale, în mare parte stabilite prin jurisprudența Curții Europene. Mai mult ca atât, una dintre cele mai mari probleme identificate în acest sens este supraaglomerarea în instituțiile privative de libertate. După cum spuneam, rata de privare de libertate este foarte înaltă. În regiunea transnistreană, în anul 2019, erau deținute în jur de 2.200 de persoane, iar ținând cont de populația aproximativă de regiune, observăm o rată foarte înaltă de detenție, de încarcerare, aproximativ 550 de persoane la 100.000 de locuitori, ceea ce depășește foarte mult media europeană sau chiar a Republicii Moldova. Republica Moldova, sau pe malul drept, avem o medie de 197 de deținuți la 100.000 de locuitori, iar media europeană, în genere, este de 106 deținuți la 100.000 de locuitori. Observăm că rata sau cifrele care ne le oferă administrația de fapt de la Tiraspol depășesc practic de 5 ori rata sau media europeană în acest context. Și mai mult ca atât, aici la fel am abordat și problema cu care se confruntă tinerii din armata transnistreană
Și problema ce se referă la asistența medicală defectuoasă în aceste instituții medicale, aducând în acest sens anumite exemple, când persoanele nu li s-a acordat asistența medicală și nu obligatoriu din cauza inacțiunilor reprezentanților penitenciarelor din regiune. Dar mai mult ca o problemă sistemică, pentru că ce se referă la insuficiența medicilor, insuficiența în general anumitor medicamente, care mare parte oamenii trebuie să, sau rudele trebuie să le aducă deținuților de acasă. O altă problemă la fel de importantă, pe care am abordat-o, este problema sau dreptul la libertatea de exprimare și libertatea de asociere. Aici am scos în evidență cele mai importante abuzuri, cele mai importante, cele mai grave cazuri, când, pe de o parte, persoanele incomode sau, pe de altă parte, organizațiile societății civile s-au confruntat cu probleme, cu hărțuieli, cu intimidări, sub diferite forme. Fie vorbim, spre exemplu, de modificarea pretinsului cadru local, modificarea codului penal local din regiune. Spre exemplu, începând cu martie 2019, deja codul penal local a fost completat cu o altă infracțiune, pretinsă infracțiune, care de la bun început compromite libertatea de exprimare. Este vorba de pretinsa sau de insultarea pretinsului președinte al regiunii transnistrene. Nu a trecut mult timp de la această modificare normativă, când în august 2019 două persoane au fost reținute, încarcerate și sunt deținute până în prezent în sistemul penitenciar din local din regiunea transnistreană. Ambele persoane fiind condamnate, deja s-a aflat mai recent, au fost condamnate anume pentru această pretinsă infracțiune de insultare a liderului de la Tiraspol. În aceeași ordine de idei, spuneam despre libertatea de asociere și în această perioadă au fost constatate cazuri când organizațiile societății civile au fost fie denigrate, fie li s-au pus bețeroate pentru a desfășura activitatea fără probleme. Aici vorbim despre cazul și Asociației Promolex, care, după cum spuneam și anterior, începând cu aprilie 2015, li s-a interzis accesul în regiune, dar chiar și așa au continuat știrile denigratoare în adresa Asociației. Mai mult ca atât, s-a observat că aceste știri mai mult au tentă de denigrare decât de informare și mai mult ca atât am observat că foarte multe surse mass media de pe Maul Drept au preluat aceste știri neverificându-le sau nici măcar nu au cerut poziția asociației care evident eram vizați în aceste articole. Și în ultimul rând, situația centrului informațional a priori de la Tiraspol, care spuneam și în rapoartele anterioare, începând cu anul 2018, odată cu intrarea în vigoare a unor norme, unor prevederi normative referitor la organizațiile necomerciale, acest centru a fost prima victimă acestor modificări, pentru că s-a interzis finanțarea din exterior a tuturor activităților politice. Dar aici o remarcă, activități politice, cei de la Tiraspol califică inclusiv acțiunile de promovare sau de protecție a drepturilor omului. Având acest context, cei de la priori au contestat în instanțele judecătorești locale aceste prescripții ale procurorului local, neavând șanse de succes, toate contestațiile lor fiind respinse. Aceștia, în final, în toamna anului 2019, s-au adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și, ținând cont de competențele largi ale procurorului local, pe de-o parte, și a instanțelor de judecată, pe de-altă parte, situația, activitatea centrului a priori rămâne în continuare incertă, pentru că ei oricând pot înceta existența acestei organizații necomerciale. Și, în ultimul rând, alte două aspecte la fel de importante, care le aducem, cumva, după o bună perioadă de timp în atenția publicului. Este vorba despre fenomenul violenței în familie în regiunea transnistreană, dar și asigurarea locuitorilor regiunii transnistrene cu drepturile lor electorale. În această perioadă, referitor la violența în familie, de asemenea, am încercat să facem o
analiza sistemului a cadrului legislativ local și, evident, și în acest caz, ca și în cazurile pe care le-am numit mai sus, libertatea la tortură și privare de libertate, au existat anumite carențe la nivel normativ. Prima problemă este că regiunea Transnistria nu are un cadru sau nu are prevederi normative speciale în acest sens. Și a doua problemă, ținând cont că autoritățile Republicii Moldova nu au un control efectiv în teritoriul din stânga Nistrului, prevederile constituționale în domeniu nu pot fi utilizate și pe malul stâng. Deci vorbim, cel mai bun exemplu sunt fie ordinele de restricție, fie măsurile sau ordonanțele de protecție care pot fi aplicate în privința agresorilor familiale. Și referitor la drepturile electorale, în premieră, în Republica Moldova, a fost organizate scrutinii electorale, unde, în baza unui nou sistem electoral, în baza sistemului electoral mixt, unde, potrivit acestui sistem, locuitorii regiunii Transnistriene au avut posibilitatea să-și aleagă doi delegați, practic, în Parlamentul Republicii Moldova. Anterior acestor alegeri și în timpul alegerilor au fost observate mai multe probleme unde fie candidații electorali nu au putut să-și desfășoare campaniile electorale, fiind care au fost identificate extrem de multe incidente și de către misiunea de observare Comolex, fie de Comisia Unificată de Control, chiar și misiunea OSCE, incidente anume pe acest palier, mai mult ca atât din cauza faptului că Republica Moldova nu controlează acest teritoriu, secțiile de votare au fost deschise nu pe teritoriul regiunii Transnistriene, dar în zonele limitrofe. Ținând cont că pentru prima dată locuitorii regiunii Transnistriene au avut posibilitatea, oportunitatea să aleagă doi delegați în Parlamentul Republicii Moldova, am încercat să analizăm cât de eficienți au fost aceste persoane, acești deputați, în reprezentarea intereselor locuitorilor regiunii Transnistriene în Parlamentul Republicii Moldova. Multe acțiuni de promovare și protecția drepturilor omului nu au fost observate în acest context. Mai mult ca atât, nu au fost observate nici acțiuni de întâlnire cu locuitorii regiunii, pentru că acești locuitori au nevoie de foarte mult timp, în primul rând de vizite în teritoriu, ca deputații, și nu doar deputații, aleși și persoanele cu funcții de răspundere sau funcționarii publici, să vină în teritoriu să audă pe locuitorii regiunii Transnistriene. Acestea fiind spuse, ca și concluzii, putem spune că de fapt, concluziile și recomandările de raportul acesta reiterează pe cele enunțate în trecut, în rapoarte și analizele precedente. Acest lucru, de fapt, poate fi la fel un indicator al ratei sau al gradului de evoluție a respectării drepturilor omului în regiunea transnistriană. În această perioadă, în anul 2019, în continuare, regiunea transnistriană rămâne un teritoriu închis, atât pentru informarea, pentru protecție și pentru promovarea drepturilor omului, anume promovarea eficientă, pentru că platformele sau mecanismele locale rămân încă ineficiente în fața abuzurilor grave. Iar cele peste 35 de hotărâri care erau pronunțate la 31 decembrie 2019 nu sunt valorificate la justa valoare, mai ales că majoritatea absolută acestor probleme, ele sunt sistemice și, după cum spuneam, nu sunt limitate în timp. Ele continuă și până în prezent. Chiar în ultimele zile, sau chiar în perioada de pandemie și chiar în ultimele zile, s-au observat foarte multe acțiuni ale administrației de la Tărascu, care confirmă cele spuse de noi, confirmă problemele existente în 2019, ele continuă și în anul 2020, cu acțiuni nejustificate, îndreptate spre restricționarea libertății de circulație, cu intentare de cauze penale pentru pretinse cauze de extremism, atunci când oamenii pur și simplu își se dau părere sau chiar critică sistemul sau regimul de la Tărascu, oamenii sunt intimidați și forțați, practic, să părăsească regiunea transnistriană. Nu ne rămâne să spunem, ca și o concluzie, o recomandare generală, că autoritățile constituționale și mai ales
sau împreună cu autoritățile, cu actorii relevanți în problematica transnistreană, să depășească deja etapa măsurilor temporare sau provizorii, să treacă la o altă etapă unde problemele sistemice să fie rezolvate în mod definitiv și oamenii, într-adevăr, să se bucure de remedii eficiente în fața abuzurilor grave. Acestea fiind spuse, vă îndemn să deschideți raportul nostru care se află pe site-ul Asociației Promonex. Acestea fiind spuse, ofer cuvânt colegii mele, Nicoleta. Bună ziua, mă numesc Nicoleta Tipliuvei. Vreau să vă fac să prezint un raport de evaluare care l-am elaborat în cadrul asociației. Un raport de evaluare a FNADO 2018-2022 pentru o perioadă de evaluare pentru o perioadă de 2 ani. Din start vreau să trag atenția asupra faptului că acest raport nu reflectă concluziile nu asupra întregului document, adică asupra întregului plan național pentru drepturile omului, ci reflectă concluziile asupra două domenii de intervenție, domeniul numărul 2 și domeniul numărul 16, despre care vom vorbi mai târziu. Astfel, acest raport este adresat în special factorilor de decizie, identificați drept instituții responsabile de implementarea acestui plan. Versiunea raportului nu este încă finală, va fi atâta timp cât nu s-au expus autoritățile. De aceea, această versiune va fi expediată factorilor de decizie instituțiilor responsabile pentru a-l consulta. Și pentru a face anumite observații sau îmbunătățiri, completări respective. Termenul de prezentare a comentariilor și de către autorități va fi 26 iunie 2020, respectiv comentariile urmează să fie expediate la adresa asociației. Ulterior, acest raport va fi făcut public. Scopul principal al acestui raport a fost să identificăm acele carențe sau acele neajunsuri care au avut loc pe parcursul implementării a activităților planificate în acești 2 ani. Aș vrea să ne aducem aminte anterior, până în 2018, Guvernul a elaborat și a implementat două planuri naționale. Însă acestea, în mare parte, au fost marcate prin anumite carențe destul de importante, care, la rândul lor, au transformat acest document într-un document pur formal și cu un impact extrem de redus. Este important de atras atenție că planul 2018-2022 urma să lichideze aceste carențe. Într-adevăr, în comparație cu primele două planuri, acest plan este un document mult mai complex, mai structurat și conține obiective mai specifice și cu indicatori de realizare. Un alt element novativ care urma să transforme acest document în unul mult mai eficient decât precedentele este crearea unui mecanism național de monitorizare a politicilor statului. Astfel, le vom lua pe rând fiecare domeniu. După cum am spus, ne-am axat pe două domenii importante, așa anume domeniul numărul 2, sistemul de național de justiție, care conține obiectivul, sistemul național de justiție am evoluat obiectivul numărul 2, și anume asigurarea respectării drepturilor omului pentru persoanele aflate în custodia statului, și domeniul numărul 16, respectarea drepturilor omului în localitățile din stânga Nistrului, adică regiunea transnistreană, care conține în el trei obiective pe care noi ne-am axat. După cum cunoașteți, Asociația Promolex din start, de la bun început, am monitorizat în continuu anume respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, de ce ne-am axat în mare parte pe acest domeniu de intervenție, inclus în Planul Național pentru Drepturile Omului. În cadrul acestei evaluări a fost analizat, după cum am spus, din start, ca punct de reper a fost luat raportul privind realizarea pe anii 2018-2019 a Planului Național, elaborat de către Secretariatul Permanent al Consiliului Național pentru Drepturile Omului. Acest document a servit drept un reper în procesul nostru de evaluare.
Asociația Promolex, în baza informațiilor prezentate de autoritățile responsabile, în raportul elaborat de Secretariatul Permanent, inițial a identificat o listă cu aspectele problematice și cu anumite întrebări care au fost adresate instituțiilor responsabile, desemnate în plan. Astfel au fost trimise 14 mai multe cereri către 14 autorități identificate responsabile pentru implementarea planului. La cererile noastre am primit răspuns din partea 11 instituții. De asemenea, pentru formularea constatărilor și recomandărilor în baza acestui raport, au fost utilizate informațiile colectate de la instituțiile desemnate, dar și combinate cu alte informații relevante disponibile din sursele publice. Din start, voi începe cu faptul că au fost identificate două cele mai mari probleme, care, de fapt, aș spune așa, planul în cauză într-un document, la moment, nu prea eficient. Și voi explica anume de ce. Două carențe importante, și anume implementarea superficială a unor activități fără a ține cont de indicatorii setați în plan. Și a doua problemă majoră, lipsa unui mecanism eficient de coordonare, monitorizare și evaluare a planului. Analiza gradului de implementare a planului pe parcursul anilor 2018-2019 pe aceste două domenii de intervenție a permis să evidențiem și anumite progrese, dar și foarte multe distanțe. Cu regret au fost depășiți termeni de realizare a unor subacțiuni care urmează a fi extinse pentru a fi realizate ulterior. În domeniul 2 de intervenție am constatat că nu au fost realizate 11 subacțiuni din acest domeniu, nu au fost realizate 6, parțial au fost realizate doar 4 și realizate doar o subacțiune. Aș vrea să atrag atenție că fiecare domeniu de intervenție are un obiectiv setat și are mai multe obiective setate, iar pentru fiecare obiectiv sunt planificate acțiuni și subacțiuni care urmau să fie întreprinse de către autoritățile responsabile. Din domeniul de intervenție numărul 16, care se referă la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, Asociația a monitorizat 21 de subacțiuni care urmau să fie întreprinse de către autorități responsabile. Din acestea au fost realizate doar 3, parțial realizate doar 5 și nerealizate 12. După cum am spus, pe lângă foarte multe neajunsuri și carențe, am constatat și unele mici progrese atinse. Vom începe cu domeniul de intervenție numărul 2, care l-am monitorizat, și anume, care vizează asigurarea respectării drepturilor omului pentru persoanele aflate în custodia statului. Astfel s-au remarcat îmbunătățirea unor condiții materiale în unele instituții penitenciare. S-au construit și reconstruit unele edificii din sistemul penitenciar. Au fost reparate izolatoarele de detenție preventivă, racordarea legislației naționale la standardele internaționale privind perioada și modul de aplicare a restului preventiv. A fost elaborat un ghid de utilizare a mijloacelor speciale și a armelor de foc și instruirea personalului structurilor de forță. După cum vedeți, au fost elaborate și 3 proceduri standard de operare ce vizează reținerea, paza și escortarea persoanelor aflate în custodia poliției și a crescut numărul de programe de probațiune. Însă, după cum am constatat și am reiterat anterior, PNADO 2018-2022, cu regret implementarea acesteia, se manifestă și cu anumite neajunsuri și cu anumite carențe care se trag din trecut și se repetă ani de rând. Astfel, în domeniul de intervenție numărul 2, am constatat unele probleme vechi, care, cu regret, se mențin și astăzi. Una din cele mai grave probleme este organizarea defectuoasă a serviciilor medicale din sistemul penitenciar. Am constatat lipsa unor servicii medicale acreditate, nici astăzi noi nu le avem. Problema independenței personalului medical se menține și în prezent. Lipsa unor progrese semnificative în reorganizarea serviciilor și unităților medicale din cadrul instituțiilor de detenție.
Cu regret, această problemă care se menține și astăzi provoacă nivelul înalt de morbiditate, de mortalitate în instituțiile penitenciare. Lipsa în continuare a condițiilor corespunzătoare pentru detenția persoanelor cu dizabilități, mecanismul de investigare a plângerilor privind rele tratamente rămâne în continuare ineficient, lipsește un mecanism, un sistem eficient de protecție a persoanelor care denunță tortura și se tergiversează cu regret construcția noului penitenciar din Chișinău. În baza acestor constatări, Asociația a formulat anumite recomandări pentru autoritățile responsabile de implementarea acestui plan, în special să fie extinse termenii de realizare pentru unele subacțiuni scadente, fiindcă am constatat că unele din aceste subacțiuni deja au fost expirate, termenul de realizare a fost expirat, publicarea de către Ministerul Justiției a rapoartelor anuale de progres a strategiei dezvoltare a serviciilor penitenciare din Republica Moldova, elaborarea de către Ministerul Justiției și a Ministerul Sănătății actul normativ privind aprobarea normelor minime de echipare a spațiilor de detenție pentru a îmbunătăți condițiile de detenție pentru persoanele cu dizabilități și cu necesități speciale, elaborarea de către Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății a cadrului normativ în vederea asigurării independenței lucrătorilor medicali față de administrația instituției de detenție, includerea standardelor stabilite în protocolul de la Istanbul în planul de instruire anuale a instituțiilor penitenciare și a instituțiilor psihoneurologice. Cu regret constatăm că acest lucru încă nu a fost efectuat. Elaborarea studiului cu privire la îmbunătățirea mecanismului de investigare a plângerilor privind tortura, care la fel nu a fost efectuat, și solicităm autorităților ca acest studiu să fie supus consultărilor publice. Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea eficientizării mecanismului de investigare a plângerilor de tortură. De asemenea, este extrem de important să fie revizuită de urgență cadrul normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură, ceea ce nu a fost efectuat, și activitatea care este în întârziere. În ceea ce privește domeniul de intervenție numărul 16, și anume acel domeniu care se referă la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, la fel am constatat foarte mici progrese, nu putem să spunem că nu sunt, dar ele nu sunt atât de esențiale în raport cu acele activități planificate care le așteptăm cu toții în rezultatul implementării eficiente acestui plan. Astfel, progresele atinse, într-adevăr, a fost relansată activitatea grupului de lucru pentru drepturile omului și altor grupuri de lucru sectoriale. Cu regret, numărul acestor este unul foarte mic, dar vom vorbi mai târziu. A fost un progres atins este acordarea unui sprijin instituțiilor de învățământ cu predare în grafie latină în regiunea transnistreană. Măsurile întreprinse pentru facilitarea liberei circulații a elevilor și a profesorilor instituțiilor de învățământ pe darea limba română din stânga Nistrului, perfecționarea cadrului normativ existent în domeniul liberării documentelor de stare civilă, a actelor de identitate, determinării apartenenței sau dobândirii cetățeniei Republicii Moldova pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Cu regret se mențin la fel unele probleme din anii precedenți. Acest plan nu a soluționat acele grave probleme sistemice identificate în primele două planuri. Lipsa, cu regret, până în prezent nu avem un mecanism de abordare sistemică în cadrul procesului de negociere a problemelor prioritare a domeniului drepturilor omului, și anume dreptul la libertate și securitatea persoanei, dreptul la libera circulație, dreptul de a nu fi supus torturii, accesul la justiție, dreptul la viață privată, dreptul la libertate de exprimare. După cum a spus colegul, este o problemă extrem de gravă, în special în ultimii ani, dreptul la întrunire și asociere și multe altele. Deși se constată eforturi din partea instituțiilor responsabile în deblocarea accesului la terenurile agricole, amplasate după traseul Râmnița-Tiraspol, acest mecanism nu a deblocat integral restricțiile în privința accesului la terenurile agricole, ceea ce reprezintă în continuare o limitare gravă, respectiv o încălcare continuă a dreptului de proprietate.
La fel am constatat un număr extrem de mic de ședințe a grupului de lucru pentru dreptul omului, ceea ce constituie de fapt, ceea ce dovedește că acest grup este unul pur formal și nu este eficient, cel puțin în perioada în prezent. Lipsa de transparență în activitatea grupurilor de lucru sectoriale și a grupului de lucru pentru drepturile omului. Nu se fac publice agendele acestor ședințe, nu se fac publice pozițiile tuturor participanților acestei grupuri de lucru și deseori nu cunoaștem care sunt rezultatele acestor ședințe. Această problemă cu regret a fost constatată și anterior. Nu se efectuează o analiză sistemică a situației privind respectarea drepturilor omului în regiunea Transnistreană, de către Biroul de Reintegrare, este o activitate pe care și-a asumat-o, cu regret nu este desfășurată și este o activitate scadentă. Nu au fost create echipe de monitorizare a situației deținuților în localitățile de stânga Nistrului. De asemenea, nu a fost nici până în prezent elaborat ghidul de monitorizare a situației persoanelor care sunt ilegal deținute în regiunea Transnistreană. De fapt, activitatea pusă în sarcina oficiului avocatului poporului. Problema asigurării instituțiilor de învățământ cu sediu proprii, care se corespunde standardelor din domeniul educațional. La fel, este o problemă cu organizarea careurilor din 1 septembrie și ultimul sunet, care în perioada raportată a avut loc sub supravegherea miliției transnistrene, a organelor de forțe legale de regiunea transnistreană, dar și fără intonarea imnului și abordarea drapelului Republicii Moldova. De asemenea, nu există nici până prezent mecanisme de protecție a persoanelor care desfășoară activitatea de promovare și apărare a drepturilor omului. De fapt, iar și este o activitate scadentă, care și-a asumat autorității, dar care încă nu a fost implementată. În baza acestor constatări, acestor neajunsuri destul de importante, după noi am formulat anumite recomandări pe care le adresăm autorităților, să fie extins termenul de realizare pentru acele subacțiuni scadente pe care noi le-am indicat în raport, să se fie pornit cât mai rapid o consultare extinsă interinstituțională în vederea demarării procedurilor legale de retragere a rezervelor asupra acelor tratate care prevăd anumite rezerve teritoriale în privința regiunii transnistrene. Să fie asigurată transparența ședințelor și activității grupurilor de lucru sectoriale și grupului de lucru pentru drepturile omului. Manifestarea unei poziții active în cadrul formatului de negocieri 5+2 în vederea executării de către Federația Rusă a hotărârilor CEDO cu privire la violarea drepturilor omului în regiunea Transnistreană. Cu regret, nu observăm o poziție mult mai activă a autorităților constituționale în vederea acestei probleme, ceea ce considerăm că ar fi trebuit să se schimbe în următorii ani, deci solicităm autorităților să ia atitudine față de această recomandare. Și ca o recomandare sunt importante este ca Biroul Politicii pentru Integrare să înceapă dezbaterile publice privind cel puțin a unui concept de mecanism de protecție a persoanelor care desfășoară activități de promovare și apărare a drepturilor omului în regiunea Transnistreană. De fapt, această recomandare vine din acea recomandare formulată de către Consiliul 1 pentru drepturile omului și pe care Moldova, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat-o și urmează să fie implementat pe deplin până la finele anilor, până la finele termenului de realizare a acestui plan. De asemenea, mai avem câteva recomandări formulate, nu sunt doar atâtea, restul recomandărilor sunt indicate în raport. Una din recomandări care aș vrea să o vociferez în această prezentare publică este ca autoritățile să insiste, să includă pe agenda de negocieri a 5+2 a subiectului privind lipsa unui mecanism de monitorizare situațiilor persoanelor deținute în regiunea Transnistreană, ori această problemă cu regret este constatată an la rând și în baza acestor constatări avem o mulțime de hotărâri a Curții Europene care a constatat violarea drepturilor omului în regiunea Transnistreană, anume în acele instituții de detenție ilegală în regiunea Transnistreană. Am vrut
foarte mult să ne expunem și nu doar pe conținut sau pe fondul, pe conținutul planului, pe anume pe acele activități pe care autoritățile și le-au planificat să fie executate până în 2018-2019. Vrem să ne expunem și asupra unor carențe care de fapt transformă acest plan într-un document nu prea eficient și care sperăm că vor fi cumva lichidate în următorii ani. Și anume, carențele în procesul de evaluare a planului 2018-2022, lipsa unor instituții primare responsabile de realizarea subacțiunilor planificate, cu regret în hotărâre nu găsim care sunt instituțiile primare care sunt responsabile de implementarea unor acțiuni. Lipsa unor informații autocuprinzătoare cu privire la realizarea activităților planificate. Cu regret am constatat că răspunsurile instituțiilor responsabile nu sunt suficient de informative. Lipsește o evaluare a realizării PNAD-ul la nivel de instituție responsabilă de realizarea activităților planificate, ceea ce face ca acest proces de evaluare să fie unul ineficient și pur formal. Se menține o tendință de generalizare și raportare contrar indicatorilor de monitorizare setați în plan. Lipsa unui format unic de raportare a activităților de către instituții responsabile și duce probabil ca aduce ca această activitate de evaluare să fie una tot formală și ineficientă. În acest sens, noi am formulat anumite recomandări pentru următorii ani, și anume, privind modalitatea de raportare, și anume, acordarea unei extinse sporite indicatorilor de monitorizare la raportarea activităților de către instituțiile responsabile, să fie mai încălzată transparență și diligență în raportarea activităților exacte, prin documentare obiectivă activităților implementate, ce s-a realizat, când s-a realizat și ce nu s-a realizat în cazul în care există o performanță negativă. Cu regret, autoritățile nu reflectă această informație în răspunsurile lor și nici în rapoartele pe care le formulează pentru a evalua acest plan. De asemenea, solicităm ca aceste instituții responsabile să-și planifice periodic activitățile din plan prin elaborarea unor planuri de activitate în vederea realizării acestora, să fie efectuată o evaluare a funcționalității mecanismului național de coordonare, monitorizare și evaluare a politicilor statului, instituit prin hotărârea Guvernului 65 și să fie inițiat o discuție publică pe marginea evaluării efectuate, să fie reorganizat secretariatul permanent, dedicat doar activităților, să fie reorganizat acest secretariat, deoarece în prezent am constatat că modul în care acest mecanism a fost gândit și modul în care a fost implementat diferă foarte mult. Cu regret, la moment, Consiliul pentru Drepturile Omului nu a fost convocat nici în prezent, iar acest mecanism este unul, la moment, ineficient din motivele pe care noi le-am indicat în raport și îl vom transmite autorităților. Să fie identificate resurse financiare pentru reorganizarea acestei structuri, pentru ca ea să fie una eficientă și să evalueze obiectiv următoarele activități din planul 2018-2022. Cam acestea au fost constatările și recomandările. Solicităm autorităților și rugăm foarte mult să fie cât mai receptivi la acele constatări și neajunsuri pe care le-am identificat în raport. Imediat după prezentarea dată, noi vom expedia raportul cu constatările către aceste autorități și așteptăm anumite comentarii vis-a-vis sau raport cu constatările făcute. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim încă o dată. Acestea fiind spuse, încheiem aici conferința noastră și vă îndemnăm pe toți să fiți alături de această promulgare și să observați rapoartele și evaluările pe care le facem noi periodic. Mulțumim!